Eu sunt mi pe drepte. N-am mâncat usturoi. Deși contravine intereselor fotbalului românesc. Pentru că it's just the begin. Nu sunt cuvintele mele. Și ghiși ce? Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu ar fi alții mai răi. Omul e sănătos la cap? Steaua liberă, doar pentru steliști. Vă salut, prieteni, și bine ați venit la emisiune. Vă spun de la început că aceasta este o emisiune înregistrată, deci nu are rost să vă uitați după chat. Dacă vreți să scrieți ceva, puteți să lăsați un comentariu în secțiunea de mesaje. Aceasta este o emisiune înregistrată și nu știu când o să o urc. În orice caz, o să urc și o să puteți să o urmăriți, o ascultați, să faceți ce vreți cu ea. Subiectul emisiunii este, așa cum se poate vedea și în titlu, cei de la federație, cei care conduc fotbalul românesc, pedepsesc Steaua pentru că se tem de ea. Și poate că ați văzut, e o imagine în poza acestei emisiuni. Cei care cunosc benzile desenate, care urmăresc benzile desenate astea DC sau Marvel, cu siguranță l-au recunoscut pe Frank Castle, personajul cunoscut și cu numele său de supererou, The Punisher. The Punisher adică pedepsitorul, că dacă tot am vorbit despre cei care pedepsesc, mi s-a părut interesant să băgăm aici și povestea acestui personaj. Povestea lui, o să vedeți, are un pic de legătură cu subiectul emisiunii de astăzi. The Punisher, pedepsitorul, să-i spun eu așa, a apărut prin anii 70 în peisajul ăsta al cărților, al benzilor desenate. A fost în primă fază un personaj minor, un tip rău, care a apărut, dacă nu mă înșel, în ceva comic cu Spider-Man. Ulterior, personajul lui a evoluat, s-a transformat dintr-un tip rău într-un anti-erou și a câștigat popularitate, pentru că ideea acestui personaj este că el nu este un bogătan, nu este un tip super deștept care să poată să inventeze tot felul de arme și armuri, nu este nici vreun tip cu superputeri. El este un om normal, un fost soldat, un veteran care se întoarce acasă, vrea să petreacă timp cu familia lui, dar familia lui este ucisă de niște răufăcători, așa că Frank Castle decide să se răzbune pe acești răufăcători și el nu trăiește după regulile supereroilor, ci după regulile, așa cum am spus, ale unui antierou. El îi omoară pe răufăcători. De aici și popularitatea personajului, pentru că în anii în care au apărut aceste benzi desenate cu The Punisher, în Statele Unite existau destul de multe, ca să zic așa, probleme cu crima organizată. Din cauza acestor probleme, evident, ideea unui anti-erou care să îi calce în picioare pe tipii răi a prins foarte bine la public. Automat, oamenii s-au identificat într-un fel cu Frank Castle. Nu numai că s-au identificat, dar și-ar fi dorit să aibă și ei parte de un Frank Castle în viețile lor. E bine,
Asta a fost atunci. Acum însă, ați văzut și voi, nu mai ai voie, mai ales în Statele Unite și în țările vestice, nu mai ai voie să gândești așa, nu mai ai voie să vrei să-i pedepsești pe cei care încalcă legile. Astăzi, din păcate, în lumea vestică, cei care încalcă legile sunt cei protejați. Și stau acum și mă întreb dacă cumva acest videoclip nu o să fie dat jos de YouTube, tocmai pentru că discutăm acest subiect. Dar nu contează, o să continui pentru că o să vedeți și voi, o să înțelegeți un debat. Așa că, pentru că climatul ăsta, mediul în care locuiește The Punisher, s-a schimbat, dintr-o dată nu a mai fost nevoie de Frank Castle. Și pentru că n-a mai fost nevoie de Frank Castle, și mai rău, pentru că oamenii obișnuiți au adoptat simbolul lui, acel craniu, se poate și vedea în poza de pe ecran, au adoptat acel simbol al lui ca un simbol al luptei împotriva nedreptății. Asta n-a căzut foarte bine, n-a fost pe placul celor care conduc în aceste țări vestice, care de cele mai multe ori sunt de stânga politică. Ei nu-și doresc ca oamenii să se comporte ca Frank Castle, nu-și doresc ca oamenii să lupte, să încerce să se apere, să fie individualiști. Ei își doresc ca oamenii să stea cât se poate de nemișcați, ca să spun așa, și să accepte tot ceea ce li se întâmplă. Așa că Frank Castle a fost eliminat din universul Marvel. Cum a fost eliminat? Simplu. Au distrus personajul. Și când spun că au distrus personajul, mă refer la exact asta. Au început să îl introducă în povești în care personajul lui a fost tocat mărunt. Dintr-un anti-erou, Frank Castle a fost transformat într-un terorist. Tocmai pentru că nu este acceptat acest gen de idee, cum am spus, a omului care să se apere, să-și apere familia împotriva celor care vor să-i facă rău. Nu mai este acceptată această idee. Frank Castle a fost transformat într-un terorist. Nevasta sa, ucisă în primă fază, a fost readusă la viață într-una dintre poveștile scrise recent. Nu doar că a fost readusă la viață, dar ea a și divorțat de Frank Castle, practic i-a distrus viața, i-a dat totul peste cap. Personajul a fost făcut harcea-parcea, pe scurt. Nu cred că are rost acum să mă apuc să povestesc ce s-a întâmplat cu el, pentru că dacă sunteți interesați, puteți să citiți voi. Dar l-au distrus. L-au distrus și l-au eliminat în cele din urmă din acest univers Marvel, pentru că în ziua de astăzi nu mai este loc pentru un astfel de personaj. Un anti-erou care nu se teme să își facă singur dreptate, asta este o idee care nu cade bine cu cei care vor să controleze oameni, să controleze populații și așa mai departe. Cu stânga politică de obicei. Nu este o idee bună pentru ei. Așa că ei, stânga politică, cum controlează aceste sectoare ale divertismentului, și-au folosit influența pentru a elimina din divertisment toate aceste elemente care nu sunt cu care ei nu sunt de acord. Știți foarte bine, ăsta este doar un exemplu, dar sunt multe alte exemple, multe alte filme, seriale, cărți care au trecut prin exact același proces și au fost distruse, ca să spun așa, tocmai pentru că nu transmiteau mesajul politic căutat de acești oameni. Da, destul despre Frank Castle. Acum este vremea să vorbim despre Steaua. Ce legătură are Frank Castle cu Steaua? Păi, soarta lui, cam soarta personajului, bineînțeles, nu
a lui Frank Castle, a pedepsitorului în vreuna din povești. Este destul de asemănătoare cu soarta stelei. Steaua București, știți foarte bine, a făcut mari performanțe în anii 80 și în anii 90. Atunci era nevoie de Steaua. Și spun asta pentru că știți foarte bine că jegoșii din fotbalul românesc au început să distrugă fotbalul românesc încă de la începutul anilor 90, când au dat drumul clonărilor. A fost clonată Universitatea Craiova, după aia a fost clonat Rapidul, după aia a fost clonat Dinamo și așa mai departe. Ultimul club care a fost clonat a fost Steaua, în 1998, când a apărut Asociația lui Păunescu. Știți acest lucru. De ce a rezistat Steaua atât de mult până în 98? Păi simplu, pentru că brandul Steaua era cel mai puternic brand din fotbalul românesc, iar fotbalul românesc era dependent de brandul Steaua, așa că ei nu și-au permis să forțeze o clonare a stelei de la începutul anilor 90. Vă dați seama, dacă ar fi făcut acest lucru, performanțele obținute de Steaua în mijlocul anilor 90 n-ar fi avut loc niciodată. Și nu mă refer aici neapărat la cele 6 titluri câștigate consecutiv, ci mă refer la meciurile foarte bune făcute în cupele europene. Orice altă echipă ar fi câștigat titluri în locul Stelei în acea perioadă, n-ar fi reușit să facă la fel în cupele europene. Acesta este adevărul. Și atunci fotbalul românesc a fost în totalitate dependent de acest brand, a avut nevoie de el, așa că a făcut acest compromis. Nu l-a clonat. Nu a clonat brandul Steaua. I-a permis să existe mai mult, până la un moment dat când, într-adevăr, și clubul nostru a pățit ce au pățit și celelalte cluburi. Din 98 și până acum știți foarte bine ce s-a întâmplat, nu cred că are rost să ne apucăm să discutăm. Dar în 2023 vedem cum Steaua București a revenit în prim planul fotbalului românesc. E adevărat, noi suntem în Liga a doua și se pare că vom mai rămâne încă un sezon acolo, pentru că cei din club nu au fost de acord să meargă la TAS. Cel puțin asta știu eu, pentru că n-au comunicat până acum. Nu vă spun ca să nu înțelegeți greșit, nu am informații din interior. Astea sunt doar concluziile pe care le-am tras eu, văzând ce s-a întâmplat în această săptămână. Cum ați văzut și voi, cum am văzut cu toții și săptămâna trecută și așa mai departe. Există o lipsă totală de interes din partea conducerii clubului Steaua să meargă clubul nostru la TAS. Nu-și doresc să supere federația, deci cel mai probabil nu vor face acest demers în această vară. Deci foarte probabil vom juca din nou în Liga a doua. Totuși, suntem destul de sus. Ați văzut, Steaua a terminat pe locul 2 în Liga a doua, le-a făcut mari probleme acestor idioți. Ei trag din răzputeri ca să blocheze Steaua în Liga a doua și fac acest lucru pentru că se tem de ea. Ei știu că dacă Steaua promovează, brandul acesta ar rezolva cumva singur toate problemele pe care le are clubul nostru. Pentru că vorbim despre un brand foarte, foarte mare. Un brand cunoscut la nivel internațional. Da, astăzi vorbesc ziariști idioți despre ce postează UEFA și nu mai știu eu ce. Că UEFA pune poza FCSB-ului la Cupa Campionilor din 1986. Acest lucru este irelevant. Am mai discutat de o grămadă de ori. UEFA este o firmă privată, ea face ce vrea ea acolo, aia nu înseamnă că așa și este. Și motivul pentru care UEFA face acest lucru este faptul că Steaua nu a luat nicio măsură încă, nici împotriva FRF, nici împotriva UEFA. Dacă ar face aceste lucruri, dacă ar trimite și măcar o înștiințare prin care să spună, vă rugăm frumos, nu mai faceți acest lucru de acum înainte, pentru că dacă o să mai faceți, ne rezervăm dreptul să vă acționăm în judecată pentru că ne murdăriți imaginea. Dacă ar face atâta, s-ar rezolva totul instant.
Da, pentru că nimeni, nici de la FRF, nici de la UEFA nu riscă să fie implicați, să fie târâți într-un să fie târât, nimeni nu riscă să fie târât într-un proces care poate să se lase cu despăgubiri de foarte multe milioane de euro. Ei se tem de marca Steaua. Steaua București, dacă ar ajunge în Liga 1, doar cu marca Steaua ar curăța foarte ușor Liga 1. Oamenii vor spune, băi, stai puțin că suporterii, cei mai mulți are FC FCSB. Eu vă spun că dacă Steaua București ar intra în Liga 1, cea mai mare parte a celor suporteri de la FC FCSB ar face mutarea la Steaua. Da, într-adevăr, există multe beneficii pe care le primești ca suporter al echipei lui Becali. În primul rând, invitațiile gratuite la meci. Nu trebuie să plătești ca să vezi meciurile acelei echipe. Apoi, bineînțeles, ideea că ăsta are cei mai buni jucători, că ăsta se bate mereu la titlu și așa mai departe. Deci sunt multe beneficii, dar eu vă spun că suporterii aceștia mult mai repede s-ar duce la un club ca Steaua decât la FC FCSB. Pentru că FC FCSB este un club cât se poate de instabil și ei știu asta, suporterii știu asta. Nici lor nu ne convin scandalurile în care bagă Becali FC FCSB, chiar dacă strâng din dinți de multe ori și chiar îl apără pe Becali, apără acele scandaluri și spun că sunt normale. Nici lor nu le plac conducătorii acestui club, nu le place de Becali, nu le place de Stoica, nu le place de Mustață, ăsta e adevărul. Suporterul obișnuit FCSBist nu este cu indivizii aceștia. Suporterul obișnuit FCSBist merge la meci pentru că este convenabil pentru el, poate să vadă un meci de ligă superioară cu o echipă care în teorie are cei mai buni jucători din campionat, care se bate pentru cel mai important obiectiv din campionat și așa mai departe. Dar dacă le dai o opțiune acestor oameni să vină în Ghencea, de exemplu, să își facă poze pe stadionul Steaua, să vadă o echipă cu emblema stelei pe piept, ar accepta acest lucru. Și chiar cred că ar sări cu ambele mâini pe oportunitatea asta să o prindă. Deci Steaua ar atrage foarte tare dacă ar intra în Liga 1. Și-ar atrage suporteri, și-ar atrage sponsori. Steaua ar demonstra că modelul ăsta al lor de societate pe acțiuni sau asociație non-profit nu este chiar atât de succes. Modelul pe care îl promovează FRF acum este de fapt un model de rahat, un model de țeapă, de fapt, că nu este altceva. Asta este ideea principală a fotbalului românesc, țeapa. Foarte multe cluburi dau foarte multe țepe. Le dau țepe suporterilor, pretinzând că sunt niște cluburi care nu sunt, le dau țepe jucătorilor pe care nu-i plătesc, le dau țepe altor cluburi, le dau țepe antrenorilor, le dau țepe televiziunilor, pentru că ceea ce produc aceste cluburi nu poate fi numit fotbal, să fim serioși, este un spectacol prost. Și bineînțeles, aceste cluburi dau țepe și statului, pentru că știți foarte bine, multe dintre ele au datorii la stat pe care nu le plătesc niciodată. Deci nu, modelul lui Burleanu nu este unul foarte bun pentru fotbal și dacă Steaua ar ajunge în Liga 1 și ar arăta că există o alternativă la acest model și nu doar că există, dar este mult mai de succes, atunci ar avea probleme. Toată povestea asta pe care au scris-o acești gropari ai fotbalului românesc s-ar cam duce dracului. În ziua de astăzi ei nu mai au nevoie de Steaua, cum au avut în anii 90. În ziua de astăzi ei au nevoie de clone. Înțelegeți?
Și aici este paralela cu pedepsitorul. În anii 70-80 era nevoie de un astfel de personaj în benzile desenate, pentru că oamenii căutau un astfel de personaj și, avându-l, cumpărau acele benzi desenate. Astăzi, lumea nu se mai uită după fotbal de calitate, neapărat. Lumea se uită după distracție ușoară. În anii 90, FRF și LPF aveau nevoie de Steaua, pentru că fără ea riscau să se ducă dracului. Își dădeau seama că diferența între fotbalul românesc din anii 80 și cel din anii 90 era destul de mare. Este chiar mai mare acum, dacă comparăm cu fotbalul din prezent, dar și atunci era destul de mare. Da? Și atunci au avut nevoie de un club tare în țară. Un club care să meargă afară, să se bată de la egal la egal cu echipele străine puternice și așa mai departe. Pentru că atunci când Steaua a făcut aceste performanțe, a ajutat și echipa națională, a ajutat și fotbalul românesc. Astăzi însă fotbalul românesc este la pământ. Orice ar face Steaua sau orice alt club, acest mort nu se mai întoarce de la groapă. Așa că astăzi ei nu mai au nevoie de un club care să facă fotbal și să ofere spectacol și satisfacție suporterilor și care să ajute fotbalul românesc. Ei au astăzi nevoie de clone. Clona este soluția cea mai ușoară, soluția care îți permite să furi, soluția care nu te deranjează. Ați văzut probabil că se promovează acum foarte puternic înțelegerea între clone și cluburile adevărate. Dacă vă uitați pe paginile rapidiștilor, vedeți cum se laudă cu faptul că FC Rapid 1923 SA și Clubul Sportiv Rapid București se înțeleg foarte bine. Același lucru se întâmplă dacă vă uitați pe paginile dinamoviștilor, care se laudă și ei că Dinamo 1948 SA e în relații foarte bune cu Clubul Sportiv Dinamo București și chiar Dinamo 1948 SA a invitat Clubul Sportiv Dinamo București să devină acționar la ea. Am citit acel comunicat în care a fost lansată această invitație, mi s-a părut unul extrem de scârbos, pentru că în acel comunicat clona își spunea Dinamo, iar clubului Dinamo îi spunea CS Dinamo, cumva încercând să sugereze că adevăratul Dinamo este clona, în timp ce adevăratul Dinamo este de fapt un Dinamo mai mic, mai puțin important, unul care, dacă chiar vor șmecherașii ăștia care conduc Dinamo 1948 SA, ar putea să-l lase să ia câteva acțiuni acolo la această minune numită Dinamo DDB. Sau Dinamo 1948 SA, cum vreți voi să-i spuneți. Eu o să-i spun Dinamo DDB, că îmi place mai mult. Aici e problema. Asta se caută acum. Se caută clona asta ușoară. Pentru că clona, v-am spus, este soluția perfectă pentru hoții din fotbalul românesc. Prin această clonă se pot fura foarte mulți bani, prin această clonă se pot da foarte multe țepe și prin această clonă tu ești foarte bine apărat. Tu, hoțul, ești foarte bine apărat. Pentru că uitați că foarte greu nenorociții aceștia care distrug fotbalul românesc pot fi ridicați și trimiși la pușcărie. Foarte greu. Motivul este ESA-urile și non-profiturile din fotbalul românesc, care, deși nu sunt cluburi private, ci sunt cluburi publice, au, prin această formă de organizare a ESA-ului sau prin forma de organizare a asociației non-profit, un anumit tip de protecție care elimină transparența din afacerile lor. Astfel, hoții sunt lăsați să fure liniștiți și au și siguranța că nu vor fi trași la răspundere
sau că șansele sunt foarte mici ca ei să fie trași vreodată la răspundere. Asta își doresc ei. De asta Burleanu este atât de disperat ca Steaua să facă și el, și ea asociere. Pe el nu-l deranjează ideea de a exista două echipe care pretind că sunt Steaua în Liga 1. Ba chiar lui îi surâde ideea de a exista două clone de ale Stelei în Liga 1, ambele luptându-se pentru titulatura de Steaua adevărată, pentru că, vă dați seama, un asemenea scandal ar produce emisiuni și chiar și meciuri. Trebuie să fim serioși și corecți și să recunoaștem că ar putea fi meciuri cu scântei dacă între cele două clone ar fi o relație tensionată, de conflict. Dar să lăsăm meciurile, pentru că știți foarte bine, în fotbal românesc cel mai mult contează să fie mulțumite televiziunile, așa că cei care ar profita cel mai mult de această situație ar fi evident moderatorii și realizatorii de emisiuni, care cu siguranță ar mulge subiectul ăsta până n-ar mai rămâne nimic din el. De asta ei nu vor Steaua în prima ligă. Steaua, dacă ar promova în prima ligă în forma de organizare, n-ar putea participa la spectacolul grobian pe care îl vedem acum în Liga 1. Nu de asta sunt cei care conduc clubul Steaua acolo să se certe. Ați văzut, ei se feresc de presă. Ei nu vorbesc cu nimeni, pentru că ei știu că sunt niște incompetenți cu foarte multe limitări, așa că se feresc de lumina reflectoarelor. Dar asta ar fi bine pentru Steaua, dacă chiar ar exista cineva în club care să fie mereu în presă, să fie mereu la TV și să spună lucruri despre Steaua, să apere Steaua, să le dea peste nas celor care spun că alte echipe este Steaua. Vă dați seama, asta ar fi un lucru bun. Noi nu avem așa ceva în acest moment și sunt slabe șanse să avem vreodată, dacă va continua acest tip de conducere la clubul nostru. Este o conducere militărească, prostească, proastă chiar, pentru că militaria n-are ce să caute într-un club sportiv. Da, e adevărat, e un club al armatei, da, cel care conduce este colonel, dar ar trebui să-și dea seama singur, nu să îi spună cineva, că un club sportiv se conduce ca un club sportiv, nu ca o unitate militară. Și ne întoarcem așadar de unde am plecat. Ei, cei care conduc fotbalul românesc, pedepsesc astăzi Steaua pentru că se tem de ea. Știu că Steaua poate să fie o idee care se prinde la oameni. La fel cum ideea de pedepsitor a prins la atât de mulți oameni. E o idee care poate să prindă la oameni și e o idee care le poate face lor probleme. Pentru că dacă iubitorii fotbalului românesc ar vedea că un club ca Steaua are succes, dacă ar vedea că atrage oameni, dacă ar vedea că produce un fotbal de calitate, dacă ar vedea că poate să își plătească jucătorii la timp, să-și plătească datoriile, că nu este obligat să treacă prin insolvență sau alte lucruri, îmi cer scuze, atunci vă dați seama, ceva s-ar schimba. Inevitabil ceva s-ar schimba, pentru că ar veni întrebări. Întrebare, de exemplu, de ce este Dinamo DDB la a doua insolvență? Este o întrebare pe care nimeni n-a pus-o. Este o întrebare pe care foarte puțini vor să o pună și o să închei acest episod cu un articol din GSP, cum v-am obișnuit deja de atâtea ori. Cum ne-am și așteptat, cum am anticipat
GSP a venit cu un articol prin care încearcă să salveze Dinamo DDB, pentru că se pare că totuși cei de la FC Argeș, APA Canal, doresc să meargă mai departe cu solicitarea lor de a li se lua câinilor clonați licența de Liga 1. Evident, articolul a fost scris de Ovidiu Ioanițoaia. Și zice așa: deși învins în baraj, ba chiar cu 6-1 în meciul tur, FC Argeș tot mai trage nădejde să continue în Superliga. Observați cum Neaovi evită să spună că în retur FC Argeș Apaca i-a dat clonei de debiste cu terenul în cap, dar asta nu contează. Asta deoarece clubul din Trivale contestă dreptul lui Dinamo de a juca în primul eșalon, pretinzând că acesta a obținut incorrect licența pentru Liga 1, de unde și speranța piteștenilor că dacă nu FRF, măcar TAS le va da câștig de cauză. Inițiatorul demersului și totodată cel mai vocal dintre contestatari, Viorel Tudose, principalul sponsor al violeților, insistă că FRF ar trebui să le retragă câinilor licența, pe considerentul că le-ar fi acordat-o în baza unui plan de reorganizare schimbat ulterior. Dinamo ar fi procedat așa, invocă Tudose, tocmai pentru a șterge niște restanțe serioase cifrate la circa 5 milioane de euro. Ori dacă ar fi avut datorii, Dinamo nu trebuia să primească licența. Cu alte cuvinte, luând licența în virtutea unui plan aprobat de judecătorul sindic, clubul a funcționat și funcționează după un altul, fără ca noul plan să fi fost confirmat și nici schimbarea notificată în conformitate cu legea insolvenței. Lucruri adevărate, de altfel, fac o paranteză. Socotind că eroarea s-a datorat și FRF, insuficient de vigilentă, Tudose nu așteaptă ca vreuna din comisiile federale să-i facă dreptate Argeșului. În schimb, așteaptă ca forurile respective să nu mai amâne și să se pronunțe într-un fel, fie și negativ, astfel încât, epuizând căile interne de atac, Piteștiul să se poată adresa la TAS, ca ultima instanță supremă. Și Neovi vine aici cu o informație interesantă pentru noi, zice, de la care, în paranteză fie spus, U Cluj a luat în 2011 o licență pe care Federația de la București o refuzase, speța fiind asemănătoare. Se poate vorbi atât de un precedent. Asta este o informație importantă pentru noi, pentru că, uitați, ăsta este un nou motiv pentru care noi ar trebui să mergem la TAS. Deci există precedente, există cazuri cu echipe cărora le-a fost refuzată licența și ulterior s-au dus la TAS și au obținut-o. Și în opinia lui Viorel Duru, zice Neaovi, ani în șir director de licențiere în cadrul FRF, cazul în discuție e unul stufos, încurcat, greu de deslușit în condițiile în care unele detalii sunt păstrate la secret. Ca atare mă voi limita la a reproduce punctele de vedere ale ambelor părți într-o manieră neutră, fără partipri. Vineri dimineața, când l-am invitat să comenteze subiectul, Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a părut stăpân pe situație. Noi am obținut licența regulamentar bancă din octombrie 2021. N-am înlocuit niciun plan de reorganizare, doar l-am modificat. Deci n-avem ce notifica. Am consemnat, zice Ioanițoaia, deși eu aici văd că Zăvăleanu le dă dreptate argeșenilor. El zice, n-am înlocuit niciun plan de reorganizare, doar l-am modificat. Și dacă ai modificat planul de reorganizare, înseamnă că l-ai alt plan de reorganizare. Că nu l-ai înlocuit, știm. Tu continui să spui că funcționezi după un plan, dar de fapt funcționezi după un plan modificat. La întrebarea dacă se teme de un eventual proces la Lozan, Zăvăleanu mai degrabă s-a amuzat. E dreptul oricărui să apeleze la TAS, iar domnul Tudose îl poate folosi, nu-l împiedică nimeni. Crede însă că vor fi bani aruncați pe fereastră și nu puțini. Mie mi se pare că tocmai pentru că a zis acest lucru, că a băgat pe partea asta cu banii, mie mi se pare că celor de la DDB le este teamă de TAS. Altfel nu băgau prostia asta cu banii. Ce-ți pasă ție dacă ăla dă din banii lui? Tu ai problemele tale, tu trebuie să-ți plătești jucătorii tăi pe care nu-i plătești, domnule de debist. Nu știu de ce îți faci tu griji de banii altora. Și încheie Neaovi. Articolul zice așa: nu-mi cereți să fiu tranșant, să înclin balanța într-o direcție sau în alta.
Personal mă îndoiesc că Dinamo, care a promovat grație meritului sportiv, va pierde la masa verde. E însă doar părerea unuia care nu-i cel mai competent în materie de insolvență, planul de organizare și așa mai departe. Chestiuni pe marginea cărora nici măcar specialiștii nu cad întotdeauna de acord, până și ei se contrazic. Vedeți, aici încheierea este superbă și contează pentru noi. Nu-mi cereți să fiu tranșant, mă îndoiesc însă că Dinamo, care a promovat grație meritului sportiv, va pierde la masa verde. Vedeți, el bagă meritul sportiv la înaintare din nou. Zice Neaovi că nu vrea să ia părți, ia vreo parte, dar se cam poziționează în partea clonei canine. Și bagă chestia asta cu meritul sportiv. Păi ce contează meritul sportiv, Neaovi, la DDB, dacă nu contează la Steaua? Nu contează, nu? Dacă nu contează meritul sportiv la Steaua, nu ar trebui să conteze nici la DDB. Și, așa cum am spus, Zăvăleanu a cam recunoscut că acuzațiile sunt corecte. Acesta este fotbalul care este astăzi dorit în Liga 1. O clonă, campionii FC Argeș, se duce și se războiește cu altă clonă, Dinamo DDB, pentru un loc în această ligă. Se bat la comisii, se bat la TAS, se bat peste tot. Care sunt armele? Armele sunt plângerile făcute de avocați. Plângeri care atacă nu fotbalul, ci alte părți. Pentru că aceste clone au foarte multe nereguli. În cazul clonei de la DDB, ați văzut, nu-și plătesc jucătorii, nu-și plătesc datoriile. Și ați văzut și că Federația Română de Fotbal nu are nicio problemă cu aceste lucruri. FRF le-a dat câinilor licența, deși toată lumea știa că ăștia și-au modificat planul de reorganizare, că n-au de gând să se țină de planul de reorganizare pe care l-au băgat la înaintare ca să primească licența și așa mai departe. Federația știe aceste lucruri. Aceste lucruri au fost comunicate de-a lungul timpului, în ultimele luni, de mai multe ori. Noi știm, noi, suporterii, știm aceste lucruri, le știm din ziare. Pentru că în ziare au apărut aceste informații. Au apărut informații cum că DDB-ul vrea să taie cele 5 milioane. Conform planului de reorganizare aprobat de FRF, în baza căruia le-au dat licență, ei trebuia să-și plătească acele datorii, nu să le taie. Nu să rămână neplătite. Mai ales că o bună parte din acele datorii sunt către fotbaliști. Salarii ale unor foști fotbaliști pe care Dinamo DDB nu vrea să le mai plătească. Și practic, acei fotbaliști au lucrat pentru Dinamo degeaba. Steaua este atacată. Despre Steaua poți să zici multe lucruri. Am văzut acel articol cu nepotism, că Oprița i-a ținut la club pe prietenii lui și pe cei cu care care fac parte din familia lui extinsă. Ok, e un lucru nasol, dar nu neapărat ceva cu ce să te mândrești. Faptul că clubul este condus de niște incompetenți, de asemenea, este un minus. Faptul că există atât de multe scandaluri în club din cauza acestor incompetenți, care vor mai degrabă să-i facă rău clubului, alt minus. Da, vedeți voi, aceste minusuri nu afectează în niciun fel activitatea sportivă și, foarte important, bunul mers al clubului. Clubul nu este în insolvență, clubul nu este aproape de faliment, clubul nu refuză să-și plătească jucătorii, ba chiar îi plătește la timp pe toți, până la unul. Știu că a apărut acel articol care a zis că nu toți jucătorii și-au primit prima de obiectiv. Păi scuzați-mă, dacă un jucător n-avea în contract
trecută prima respectivă, cum să-i o plătească Steaua, pentru ce? Să-i dea banii aiurea? Nu poate. Deci aia e vina fotbalistului, că nu și-a trecut prima aia în contract. Nu e vina clubului. Dar cam astea erau ideile pe care voiam să vi le spun. Ei se tem de Steaua, ei se tem, cei de la conducerea fotbalului român se tem că suporterii vor vedea că modelul lor este unul prost și că există alte modele care pot să fie mult mai bune. Nu zic că cel mai bun ar fi modelul nostru, dar este în orice caz mult mai bun decât ce vedem la Dinamo de DB insolventa. Nu știu dacă se mai poate face ceva ca Steaua să își salveze acest sezon și să își asigure promovarea în Liga 1 și locul în Liga 1 în sezonul 2023-2024, nu știu. Din câte am înțeles, ar mai exista ziua de luni în care clubul nostru ar mai putea să facă plângere la TAS. Ce știu eu e că și dacă s-a dus șansa asta pentru sezonul ăsta, tot cred că ar trebui să meargă Steaua la TAS și să atace regulamentul de licențiere, să ceară schimbarea sa. Pentru că are șanse să câștige. Ați văzut, v-ați zis chiar Neauviu în articolul lui. Plus băieții ăștia care au plătit această casă de avocatură și ei au spus că respectiva casă de avocatură specializată în procese la TAS a spus că sunt șanse bune pentru club, ca clubul nostru să câștige. Și peste astea, evident, încercarea moarte n-are. Deci trebuie să ne încercăm norocul acolo, să epuizăm toate soluțiile. Nu ne doresc. Este clar că nu ne doresc în fotbalul din Liga 1. Toți ne urăsc de acolo. Dar tocmai de asta trebuie să tragem tare și să ajungem acolo. Tocmai de asta trebuie să mergem la TAS, pentru că ei ne urăsc și ei ne pedepsesc acum. Și merită ca și noi să îi pedepsim pe ei. Vă mulțumesc, fraților, că m-ați ascultat. Dacă vă plac emisiunile, vă rog să vă abonați, vă rog să lăsați și un comentariu, vă rog să dați și un like, pentru că toate interacțiunile astea pe care le faceți cu videoclipul ajută și fac ca videoclipul să fie distribuit la cât mai mulți ascultători privitori. Le mulțumesc, evident, celor care ne susțin pe Patreon. Le mulțumesc celor care ascultă. Vă las acum Forța Steaua. Eu sunt mii pe drepte. N-am mâncat usturoi. Deși contravine intereselor fotbalului românesc. Pentru că it's just a begin. Nu sunt cuvintele mele. Și ghișce. Dacă n-ai fi tu, ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu, ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu, ar fi alții mai răi. Dacă n-ai fi tu, ar fi alții mai răi. Omul e sănătos la cap? Steaua liberă. Doar pentru steliști.